Ion Chicu a solicitat conducerii Cancelariei de Stat plasarea pe pagina web a Guvernului a instrumentului de monitorizare a evoluției cazurilor de rezonanță. Astfel, oamenii vor putea afla cu ce s-au încheiat cazurile de corupție în proporții mari cu implicarea funcționarilor publici. În opinia șefului cabinetului de miniștri, un astfel de mecanism este extrem de important, deoarece va permite reducerea corupției în structurile guvernamentale și, de asemenea, va permite ridicarea nivelului de informare a cetățenilor cu privire la acest subiect. Vă rog până pe 15 ianuarie să fie plasat pe pagina internet a Guvernului instrumentul de monitorizare a trasabilității cazurilor de corupție de rezonanță. Noi am vorbit cu dumneavoastră ceva timp în urmă, să pregătiți acest instrument. Ori noi în ultimii ani și luni am tot văzut la televizor o sumedienie de rețineri în flagrant a funcționarilor de stat, procurori, avocați, vameși, polițiști, alți esturcători de mită de prin primării. Dar despre finalitatea acestor cazuri de rezonanță nu prea să știu, să știe mare treabă. În legătură cu aceasta, Chicu a declarat că populația trebuie să cunoască adevărul. La fel, premierul a menționat și despre cazurile fictive, inițiate de anumite structuri în scopuri exclusiv meschine. Sunt, de asemenea, și zeci de dosare deschise artificial pentru a extorca bani sau lipsi de afaceri oamenii. Este domeniul de responsabilitate, bineînțeles, a procurorilor CNA, dar noi și cetățenii țării vrem să știm cum evoluează aceste cazuri de rezonanță. Vrem să știm care este finalitatea. În încheiere, premierul a constatat că în timpul apropiat, pe site-ul Guvernului va apărea un mecanism cu ajutorul căruia fiecare cetățean în timp real va putea vedea dacă este sau nu examinat un anumit caz, cine se ocupă de el și dacă a ajuns în instanță sau nu.